Și este breaking news acum. Avem alertă medicală pentru o serie de medicamente pentru diabet folosite impropriu pentru slăbit. Agenția Europeană a Medicamentului a pornit deja o investigație în legătură cu tratamentele Ozempic și Saxenda folosite în exces de persoane sănătoase doar pentru pierderea în greutate. Autoritatea de la nivel european investigează efectele adverse ale celor două tratamente, mai ales că au fost raportate și cazuri de pacienți cu tendințe suicidale în urma folosirilor. La noi în țară, doamnelor și domnilor, Ozempic a dispărut la un moment dat din farmacii ca urmare a cererii foarte mari din partea persoanelor care îl utilizau, atenție, pentru slăbit. Și discutăm subiectul în această seară la News Hour with CNN cu domnul profesor universitar dr. Cristian Serafinceanu, medic primar în diabet și boli de nutriție. Bună seara, domnule doctor, și vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Bună seara! Aș vrea să vă întreb, dincolo de tot ce înseamnă alertă și investigațiile Agenției Europene a Medicamentului, de unde moda aceasta, domnule profesor, și cât de periculoasă este ea să folosim un medicament destinat tratamentului diabetului pentru a scăpa de kilograme în plus? Deci nu este o modă, să ne înțelegem. Este o clasă de medicamente care sunt numite agoniști de receptori de GLP-1 și care au o dublă utilizare. Ele sunt și medicamente antidiabetice, deci care reduc glicemia și echilibrează metabolic diabetul zaharat de tip 2, dar pot fi utilizate și pentru scăderea în greutate, deoarece au mai multe efecte în sensul ăsta, printre care, foarte important, ușurează senzația de sațietate, deci senzația de sațietate apare mai repede decât în mod obișnuit și reduc rata de golire a stomacului, deci durează, apare mai repede și durează mai mult senzația de sațietate. Sigur că în felul ăsta se poate scădea în greutate semnificativ. Dar trebuie spus că sunt alte doze pentru diabet decât pentru scăderea în greutate. Exact. Deci, pentru tratamentul obezității. Practic sunt alte medicamente. De exemplu, semaglutida, despre care s-a făcut vorbire în legătură cu acele efecte adverse, se dă pentru diabetul de tip 2 în doze crescând de până la 1,8 mg, iar pentru slăbire doza este de 2,4 mg. Este un alt medicament care se numește Wegovy. Bun. De asemenea, Saxenda este liraglutida, un alt agonist de receptor de GLP-1 și mai sunt și altele, dulaglutida și în fine. Ce vreau să vă întreb, da, pentru că foarte bine că ați făcut această delimitare apropo de proporții și de doze. Când decide o persoană sănătoasă, dar cu câteva kilograme în plus, să slăbească folosind astfel de medicamente, n-ar fi bine mai întâi să discute cu un medic exact pentru a se informa cu privire la aceste doze, la aceste cantități? Evident că trebuie să se informeze și sigur că tratamentul pentru obezitate cu această clasă de medicamente s-a făcut oarecum abuziv și la noi în țară și peste tot în lume, mai ales în Statele Unite. A fost o modă absolut nebună cu Ozempicul. Încă o dată, Ozempicul este un medicament antidiabetic. Medicamentul pentru slăbit, care conține același principiu de semaglutida, se numește Wegovy și are altă doză și se administrează pentru tratamentul obezității. Da? Bun. Acum, tratamentul obezității trebuie făcut coordonat de un medic care se pricepe, încă o dată, nu de tot felul de nutriționiști care au proliferat în ultimul timp în toată lumea. Și care au citit lucrativă. Mulți dintre ei, domnule profesor, și ei pe internet, așa au aflat. Foarte importante precizările dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult pentru intervenția din această seară.